Uniunea Europeană cere statelor membre ca în anii ce urmează proporția învățământului tehnologic, adică cel dual și profesional, să devină predominantă. În județul Hunedoara s-au făcut pași în acest sens. Pentru anul școlar următor, numărul celor care urmează învățământul dual se va tripla. Învățământul dual este o formă de organizare a celui profesional și tehnic tripartită, ce are la bază un contract de parteneriat între operatorul economic, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială. De asemenea, acesta implică și contracte individuale de pregătire practică între operatorul economic, elev și unitatea de învățământ, prin care tinerii devin buni meseriași. Cu atenție deosebită acordăm învățământului dual, care în acest an a crescut din punct de vedere numeric, al numărului de clase, al numărului de elevi și al operatorilor care participă la acest tip de formare al elevilor, care este un lucru extraordinar pentru că elevul se formează din punct de vedere profesional, deci al meseriei pe care vrea să o acceseze, se formează la locul de muncă, lângă meseria și este mediul în care el mai târziu va da dovada celor învățate în această perioadă a învățământului dual în școală. Pentru anul școlar 2022-2023, pentru absolvenții de clasa 8-a din județul Hunedoara, vor fi 121 de clase, dintre care 88 de liceu și 33 în școli profesionale, inclusiv cele cuprinse în învățământul dual, care vor putea fi urmate de către toți elevii care vor încheia cursurile gimnaziale pe 3 iunie.